Da, am intrat în direct. Partea a doua emisiunii este dedicată dumneavoastră, domnișoarelor și doamnelor din România, femeilor din România. Sperăm pentru dumneavoastră o surpriză plăcută. Veți urmări un film realizat de cel care vă vorbește, împreună cu colegii mei, imagine Iulian Stoicescu și redactor Adriana Oprea. Un film despre o mare poveste de dragoste întâmplată de mult în România anilor 50. O poveste de dragoste dintre Marele Marin Preda și Aurora Cornu. O poveste de dragoste care se numește foarte simplu Cea mai iubită dintre pământeni. Așa, dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, sunteți și sper să fiți cea mai iubită dintre pământeni. Așa se numește filmul pe care îl veți urmări în continuare. Cea mai iubită dintre pământeni, țineți aproape. Aveam impresia că îl cunosc mai de mult și chiar și el avea impresia că mi-a făcut rău cândva. E un mic paragraf în prima scrisoare pe care mi-a scris-o. Am un sentiment straniu că odată ți-am făcut un mare rău, e un fel de tristețe care s-a așezat pe inima mea. Nu știu când, nu știu cum, s-ar putea că în altă viață, zic eu acum. Și dacă era în altă viață, cred că i-am plătit în viața asta mult prea crud. Când m-am îndrăgostit aici la Eforie, m-am îndrăgostit. N-am făcut planuri pe viață. Oamenii când se îndrăgostesc sunt luați de un val. Am venit să stau la mare, în casa scriitorilor, de la Vasile Roaită, care cred că acum, cred că e casa Coșbuc acum. Și cum era o cameră mai bună am, și liberă, am luat-o pe aia. Marina a venit cu repartiție chiar pe camera respectivă și bineînțeles că i-am cedat-o. Însă ce m-a impresionat plăcut este că a zis, dacă vreți să o păstrați, tovarășa Cornu, vă pot ceda. Și am zis, nu, mersi, tovarășul Preda. Și am început să-mi adun lucrurile. Eu sunt foarte rapidă când dispar. Deci... i-am refuzat propunerea, dar el rămânea, în timp ce eu îmi preparam lucrurile, rămânea fix, se uita fix la mine din cadrul ușii. Ceea ce nu era prea amabil, pentru că eu aveam lucruri pe pat, le strângeam, se uita fix și poate era o intenție, sau poate se îndrăgostea. După care ne-am împrietenit. Din prima noapte, Marin mi-a scris atunci. August 1954. Dar iată că o adiere de durere, de părere de rău, de mâhnire izvorăște din inima mea. Te-am făcut să suferi. Nu știu unde, când și de ce, dar simt că acest lucru s-a întâmplat. Și mi-e greu să îndur asta acum singur, cu gândul la tine, scriindu-ți întâia mea scrisoare de dragoste. Aștept să treacă. A trecut. O, te iubesc, te iubesc de tot, cu părul tău, cu hainele tale verzi, cu salopeta și sandalele tale ciudate. Iubesc cingătoare ta ascunsă, copcile, oasele trupului tău, totul, aspirațiile tale, somnul tău, vanitate și cochetăria ta distilată, neliniștile tale profunde, gândul tău puțin înghețat, categoric și fără ascunzișuri, atât de temut de către amatorii de compromisuri. A doua zi, ieșind din camera mea, după o noapte în care m-am uns cu iaurt, pentru că pe cearșaful ăla, stând de vorbă prea mult, nimeni n-a băgat de seamă că ne-am prăjit un pic prea mult, deci am dat cu alcool, cu iaurt, am cântat toți să vină pompierii, focul să ni-l stingă. Toate astea erau foarte simpatice, încă, și deci probabil că mi-a dat scrisoarea a doua zi. August 1954. Îmi dă târcoale începutul unui cântec ușor.
Ce cauți tu în viața mea? Ce bune sunt aceste cântece uneori, aceste cântece care ne amuză pe noi, oamenii gravi, obsedați de sensurile profunde ale vieții. Ele spun cu simplitate, prin melodii pline de haz, lucruri tulburătoare. Într-adevăr, Doamne Sfinte, ce cauți tu în viața mea? Fată frumoasă, ființă fermecătoare. E ca și când, jucându-se, un copil ar sparge cu toporul zidul unei case în care stă un om închis de bunăvoie, lipsit de bucurie, dar și de durere, fericit și în același timp nefericit. Acum totul s-a terminat. Zidul s-a spart, am să ies din casă și am să te ascult. Oh, da, am să te ascult. Am să te cunosc și am să mă las cunoscut. Nu merge deloc greu creionul, parcă visez, nici nu știu. Nu-mi dau seama cum de mi-ies de sub el cuvinte pe care niciodată nu le-am spus cuiva. Îmi vine să mă întind cu fața în jos și să mă gândesc la tine atât de intens încât să te deștepți din somn. Marin Preda era surprinzător pentru lumea care l-au cunoscut mai bătrân. Era încântător când și chiar frumos, avea un cap frumos tăiat, tăiat de două linii în jurul gurii, așa, de-a lungul paralel, nu, perpendicular pe gură. Avea niște ochi splendizi de verde, albastru, de necunoscut, pentru că purtând ochelari nimeni nu le observa. Și avea păr pe vremea aia, pe care pe urmă l-a ras. Și a devenit chiar foarte frumos, avea un aer de hippie, de beatnik, de... Septembrie 1954. Nu sunt orb, nu mi-am pierdut capul, dar mă tem că inima, da, inima mi-a jucat festa. Dacă eu te-am compromis pe tine și trebuie să te iau de nevastă, tu mie mi-ai furat inima. Și mă tem că ai făcut-o fără prea multă greutate și sunt îndurerat dinainte de ceva. Nici eu nu știu ce. Oricum, nu în legătură cu tine, te asigur. Noroc că îmi pasă foarte mult de Silifan. Ferească Sfântul să simt că inima mea curată stingherește pe hoț în cazul de față hoțoaică. Sentimentele mele sunt largi ca marea. Lasă orizontul liber și așteaptă plutind. Era marea, era soarele, ne prăjeam, mâncam, vorbeam foarte rar cu lumea, ne-am izolat foarte repede și vorbeam. Ce fac îndrăgostiții? Mi-a zis, poți să-mi cumperi o limonadă? Am zis, bine, am crezut că n-are bani. Avea bani la el. Și pe când îi plăteam limonada, eu am zis, uite, așa se compromite o femeie. La care el a zis, dacă te compromite, iau de nevastă. Ceea ce e sublim, pentru că era în prima zi a noastră. Poveștile de dragoste nu trenează, au... Cazin a amorezat într-o secundă, ca și moartea. Adineauri erai viu, acum ești mort. Adineauri nu erai îndrăgostit, acum ești îndrăgostit. După care eu am plecat la Sinaia, unde aveam o repartiție. El a rămas aici și a scris foarte multe scrisori în perioada aia. 11 martie 1955. Îmi vine greu să-ți scriu când mi-e dor de tine. Tot așa cum mi-e greu să-ți vorbesc. Deocamdată nu înțeleg de ce este așa. Înțeleg că te iubesc și iubirea turbură sufletul meu atât de mult încât îl face inactiv.
Ar trebui să curgă de-a valma simțirea mea către tine, să se reverse ca un torent și bucurie să țâșnească pentru noi până la cer. Îmi dau seama că nu se întâmplă așa. Și înțeleg că e din pricina romanului care îmi cere, ca și ție, să nu mă pierd. Și acum să-ți spun că mi-e dor de ființa ta și de tot ce mă amintește de ființa ta. Aș vrea să țin în mâini flanela ta, ghetele tale galbene, să-ți ating fața cu palmele, să mă bucur de ochii tăi. Mi-e dor de gestul tău, a cărui finalitate-i smulgerea unui fir negru din părul tău rămas rărit pe creștet. Mi-e dor de glasul tău, de mișcările domoale ale trupului tău. Trupul tău a început să facă parte din mine însumi și dacă n-aș fi ceea ce sunt, ar trebui să fiu disperat în loc să-ți scriu aceste rânduri calme. Marin vrea să-mi dedice moromeții Aurorei și am zis, dedică-i Aurorei cornul. Ceea ce era o brăznicie din partea mea și o dorință de independență. Vreau să am toate avantajele și nu... Și el a zis, nu, nu, Aurora sau nimic. Și am zis, știi ce, las-o încolo, că n-are importanță. Pare rău acum. Pe de altă parte, dacă nu erau moromeții, eu poate nu mă măritam cu Marin Preda. Pe de altă parte, dacă nu ne trebuia pașaport sau fișe de identitate sau carte de identitate ca să mergem la hotel, ca să putem sta împreună, măritișul nu era obiectivul meu și nici al lui, în mod... În afară de faptul că era dispus la orice, actele la noi n-au fost lucru cel mai important. 11 martie 1955. Te iubesc neîncetat, de dimineață și până seara. Mă uit la lucrurile din jur și mă uit afară prin ferestre mele mari. Stau liniștit la masă, mă gândesc la tine. Mă uit la lucruri. Lemnul uscat al mesei tresare, piatra rece a străzii arde, vântul și ploaia capătă glas. Aurora există pretutindeni. Ea există încetat în toate și pentru totdeauna. Atunci să continuăm. Și continui. Biografia lui Moromete se desfășoară și se îngheagă din adâncurile luminoase și fermecătoare ale copilăriei mele. Se clarifică încetul cu încetul concepția lui despre lume, formația spirituală, religioasă, morală, idealurile și prăbușile sale, lucruri neclare pe care nu le puteam descurca acum 6 ani. Astfel trăiesc eu. Iar tu, când te întreb, văd numai decât o fată care rătăcește pe la marginea unui sat, disperată că pădurea, ierburile și pământul par să nu știe și să nu înțeleagă nimic din suferința ei. Și te văd pe tine într-un pat, încercând să cânți în versuri dragostea și nefericirea dragostei înșelate. Să fiu sincer, îmi este cu neputință să prevăd cum vei cânta. Știu un lucru însă, că oricum vei cânta, va fi Aurora cornul, nu altcineva, și asta e pentru mine de ajuns. Gândesc ca și pictorul Tolstoi din Anna Karenina. Nu știu care e treapta de valori pe care ne va așeza timpul, dar știu că noi amândoi avem de spus ceva care n-a fost spus. Marin mi-a pus întrebarea, dacă eram frizer, mă iubeai?
Am zis, nu, un frizer poate să fie extraordinar, nu zic nu, dar eu eram îndrăgostită de Marin Preda, de ideile lui, de literatura lui, de el fizic, de el moral, de el intelectual. Cum frizerul era o noțiune abstractă, i-am răspuns că nu, dacă era frizer, nu mă îndrăgosteam de el. 12 martie 1955. Am-e dor de tine. Pentru-a uscat trotuarele și amintirea toamnei îmi sfâșie inima. Mi-e dor. Mi-e dor cumplit. Pe creasta cotrocenilor veneai tu, iar eu îngerâncheam înaintea ta, în seara luminoasă și târzie, și inima mi se topea de ființa ta. Ființa ta. Te sărut, te sărut, te strâng la piept. Cum erau declarațiile de dragoste ale lui Marin? Bănuiesc că n-am inventat nimic de la începutul lumii până acum. Numai dintre declarațiile sunt gesturile. Era un om extrem de tandru, extrem de deștept. Și era un soț perfect, Marin. Sunt sigură că și un tată perfect trebuie să fi fost. În măsura în care îi se permitea, bineînțeles, să fie toate astea. Femeia lui, soția lui era regina. Totul, nimic nu era prea bun pentru ea. Toate vântul care bătea trebuia să bată așa încât să n-o supere soarele. Era un om extraordinar, cu o mare inteligență, chiar fizică, a femeii. 15 septembrie 1958. Iată, îți scriu o scrisoare. Mă duceam în oraș și m-am gândit că în oraș e poștă, care joacă un anumit rol în viața oamenilor. Îl las la o parte că scrisorile îți plac atât de mult. Când mă gândesc cât de mult îți plac, îmi lasă și mie gura pe după o scrisoare. Și tocmai de aceea îți scriu. După principiul femeii aceleia din Moldova, care era încredințată că dacă îmi dă mie un colac, da și băiatului cineva un alt colac în altă parte. Nimic de adăugat la dragostea mea pentru Marin sau a lui pentru mine. Am făcut și un copil, adică era copilul lui, dar ce se poate adăuga în plus? Ce, să mai scrie altă carte? Eu să mă căznesc pe lângă el să scriu pe ale mele? Mai mult nu se putea face dintre noi doi, dar am mars perfect, splendid, am avut mult lemn de ars. Deci nu e nimic nici de regretat, nici de... 19 decembrie 1957. Urmează întoarcerea. Ultima fază a aventurii mele. Sunt stăpânit și acum de un regret adânc că sunt singur. Distanța dintre noi nu e mică și o suport greu. Va fi pentru ultima dată. Aurora, dragă, urează-mi călătorie liniștită și sănătate. N-am fost niciodată un însingurat. Sufletul meu e populat de destine umane și de idealuri. Dar soarta mea ca om pândit de nenorociri și binecuvântat cu darul de a fi bucuros este legată de tine. Și numai de la tine aștept un gând apropiat și bun. Trimite-mi, iubito. Te salut. Salut ochii. La revedere. Am ținut piept 4 ani. Mai mult de 4 ani, pentru mine ar fi fost anularea nu personalității mele, ci chiar a persoanei mele creatoare. Pentru că
tot ce respiram mergea către literatura lui, care era fascinantă și foarte puternică. Era un decalaj de vârstă între noi, care făcea că el era în plină înflorire și eu de-abia băiguind. Deci, pentru mine era și o școală formidabilă. Și complicate cu mândria de a participa la moromeții, de a mă afla în treabă, de mă scula noaptea ca să-mi citească o frază, eu urlam din cauza unui cuvânt nepotrivit. El mă consola zicând, arată-mi, arată-mi care e, ce te supără. De obicei era un cuvânt care cădea prost sau... Că eram foarte bună la stilizare, eu însumi, pe vremea aia. 16 decembrie 1957. Ia exemplu de la această femeie care cu copilul în brațe îi privește cu încredere în viitor. Tu copil n-ai. În viitor nu privești deloc, necum cu încredere. De mine nu ți-e dor. Trecutul e un mister întunecat, mort, irreversibil. Atunci, și neputând pronunța cuvintele, atunci cine ești tu, femeie misterioasă? Eu sunt norii minunații nori și farmecul meu îi se trec precum ei. Ei bine, vino și pe aici, dragă. Pa! Nu numai că mă despărțeam plângând, Marin, am plâns un an înainte de a ne despărți. Se prea poate că dacă nu m-a crezut nebună, ceea ce e o posibilitate care putea să treacă în capul unui bărbat îndrăgostit, se poate că credea că după ce o să-mi fac drama, circu, așa, poate îmi revin la... îmi vin mințile în cap și rămân femeia vieții lui cu care îmbătrânim împreună. 7 iunie 1955. Îmi amintesc însă despărțirea. Mi se umple sufletul de dorul tău, așa cum am prevăzut. Și mă doare gândul că nu mi-am luat la revedere de la tine cu sentimentul de plenitudine cu care mi-am luat dățile trecute. Încerc acum să recâștig acest sentiment, dar nu mai e același lucru. Nu mai pot, iubita mea, să-ți îmbrățișez genunchii și să mă uit în sus la chipul tău drag. Nu mai ești lângă mine să-ți sărut picioarele și să mă simt bogat de dragostea mea. Dragostea mea, o, iubita mea, dacă fii aici să îmbrățișez coapsa ta, ce trebuie să fi fost în capul meu de dimineață când am ieșit cu tine din casă fără să aștept ca sufletul meu să înflorească așa cum în fiecare dimineață se întâmplă și mai ales când e vorba să ne despărțim pentru multe zile. Noi ne despărțeam pentru câteva ore și atât de mult iubeam și acum te-am lăsat să ieși din casă. Nu pot acum să te am aici. Sunt pedepsit să-mi dau seama că te iubesc atât de mult și știu atât de puțin să mă bucur de dragoste. Se întreabă de ce n-a avut noroc de mine, să zicem, ca să nu zic de alte femei. Nu, a fost foarte iubit. A avut o primă legătură cu femeie foarte frumoasă, mai în vârstă ca el. Sunt convinsă că toată lumea l-a iubit, pe cel mai iubit dintre pământeni. Seducția e în afara noastră. Lasă, ne mai vorbim că eu cred că
Mai ne-am încurcat și în alte vieți, eu cu Marin, și ne plăteam sau ne răsplăteam în viața asta. Îl aștept în următoarea. 7 iunie 1955. Iubita mea, nu pot să-ți mai scriu. Noapte bună, trupului tău drag și ochilor tăi frumoși. Fii liniștită și dorm. Odihnește-te și vină sâmbătă. Eu te iubesc atât de mult. Noapte bună. La revedere, Aurora mea. Iubirea mea.